Татьяна. Андрей Менумецкий. Așa, Andrei Mănumesc de la compania Livrare Flori. Vin cu acest buchețel special pentru dumneavoastră. Vă rog frumos să o țineți. Așa. Dar și cu niște dulciuri, ceva foarte gustos, cu o șampanie. Cu o șampanie, vă rog frumos să țineți că vă aparține, și cu o cafea ca să fiți de dimineață pe bună dispoziție. Din partea companiei aveți un certificat Abravita, așa, ceva informații există pe el. Și vă dați seama de la cine? Am și o felicitare, dacă îmi permiteți, am să-i dau citire. La mulți ani, mămică, dragă și iubită. Așa. Da, felicitare pentru dumneavoastră și aveți posibilitatea să transmiteți ceva copiilor. Dragile mele, practic sunteți departe. Astăzi sunteți foarte aproape, sunteți în sufletul meu, ca oricând. Mi-ați făcut o deosebită atenție, o deosebită surpriză. Vă iubesc, vă aștept oricând și vă mulțumesc pentru grija care mi-a purtați și mi-ați dat o doză mare de sănătate, de bucurie. Iată, sunt alături de mulți, mulți copii. Să știți că dacă voi ați plecat, sunt veșnic înconjurată de copii pe care îi iubesc și le dau tot ceea ce îmi stă putere. Mulțumesc tuturor care au avut grijă să-mi aducă aceste cadouri, chiar la locul de serviciu. Și oriunde ați fi, să nu uitați de cei dragi care zi și noapte mă mighează, mă așteaptă. Și multă, multă sănătate, răbdare și să fiți și voi părinți la fel de grijulii și să aveți copii care și voi să vă bucurați de ceea ce dăruiți. La fel să fiți și voi felicitați și prin surprindere, așa cum ați spus-o astăzi, deci nu contează valoarea cadoului, valorează atenția. Livrareflori.md. Gestul contează.